Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Iată, suntem la o nouă întâlnire într-un moment absolut interesant. Mai bine spus, suntem în momentul în care, iată, nisipul clepsidrei lui 2023 este pe final. Suntem așadar în momentul în care privim către trecut, dar și cu încredere către viitor. Împreună cu noi astăzi se află, iată, domnul Adrian Găzdaru. Îl cunoașteți foarte, foarte bine. A fost actor și director al Teatrului Municipal Bacovia din Bacău și după care a mers spre capitală, dar o să ne povestească dumneavoastră. Bine ai venit! Mulțumesc mult pentru invitație! Chiar despre asta o să începem în prima parte a întâlnirii noastre, să vorbim puțin despre teatru, care a fost activitatea ta în Teatrul Bacăuan, unde ai plecat mai departe, ce s-a întâmplat și ce este în prezent. Dacă începem cu trecutul, venirea mea la Bacău ca actor în 1995, cred că a fost un nou început în viața mea. Și de ce spun un nou început? În primul rând că am venit aici ca actor profesionist. Eu, activând în teatru din Brăila până la intrarea în facultate în 1991, și aici am venit ca actor profesionist și am găsit o echipă de actori care m-au primit cu brațele deschise, adică m-am simțit ca acasă, la mama. Și pentru asta le mulțumesc și celor care sunt și celor care, din păcate și din nefericire, nu mai sunt, s-au dus să facă teatru în ceruri. Îți amintești care a fost primul tău rol pe scena? Primul meu rol a fost, că asta râdeam apropo de, hai să facem o trecere spre finalul întrebării tale la Excelsior, din motive, nu știu, din anumite motive, nu mai sunt directorul Teatrului Excelsior de un an jumătate, dar ultima premieră pe care am avut-o a fost opera de Trei Parale. Primul meu rol a fost Mechișiș în opera de Trei Parale. Uh-huh. Și tot timpul îmi place să glumesc cu asta, existența mea artistică între două opere, opera de Trei Parale ca actor Mechișiș, opera de Trei Parale ca manager al Teatrului Excelsior. Un spectacol care se joacă și este cerut atât la festivaluri naționale cât și internaționale. Spectacolul de la Excelsior. Da, primul meu rol ăsta a fost Mechișiș, un rol cu care mi-aș fi dorit să mă mai întâlnesc, pentru că atunci cred că, uitându-mă înapoi, nu cred că i-am prins esența acelui personaj, cu toate că toată lumea atunci m-a felicitat, le-a plăcut cum am interpretat personajul și relaționarea cu celelalte personaje de pe scenă, dar eu încă consider că puteam să scot mult mai mult de la acel personaj. Și chiar este un personaj care m-a marcat și care mă marchează și în clipa de față și cu care aș dori să mă mai întâlnesc, chiar dacă vârsta nu mai e aceeași cu a personajului. Dar cred că nu m-am schimbat foarte mult și atunci aș putea să reinterpretez. Anii au trecut, desigur, au fost multe roluri. La un moment dat ai fost și directorul Teatrului Municipal Bacovia. A fost o provocare. Ce lucruri interesante ai făcut pentru Teatrul Bacău? Da, într-adevăr, eu nu m-am gândit niciodată că vreau sau că să ajung managerul teatrului, unui teatru. Deci nu m-am gândit la funcția de manager. Mi-am dorit foarte mult să fiu actor. Mi-am dorit să dau pe scenă tot ceea ce omul, și așa cum îmi place mie să spun, familia mea, și mă refer la comunitatea băcăoană, își dorește să primească când intră într-o sală de spectacol. Din fericire, nu știu cum să spun, am ajuns managerul teatrului
Bacovia în 2005. Și atunci am avut o discuție cu mine, eu mai am momente de astea, că înainte de a dormi, stau și fac o retrospectivă a zilei și a zilei care a trecut și ce vreau să fac în viitorul apropiat. Și atunci m-am gândit și am vorbit cu mine și am zis, dacă Dumnezeu m-a aruncat în această vâltoare, trebuie să o fac, această meserie, să fac să devină performantă și Teatrul Băcăuan să devină un teatru în elita teatrului românesc. Și am început să construiesc. Mi-a fost foarte greu, am avut șansa să mă întâlnesc de-a lungul vieții până atunci și chiar și după, în timpul mandatului la Bacău, să mă întâlnesc cu persoane care mi-au influențat gândirea și cariera managerială. Și eu consider că cu ajutorul colegilor, prietenilor mei, familiei mele teatrale, colegii din Teatrul Municipal Bacovia, am reușit să, și cu ajutorul comunității, pentru că contează foarte mult ajutorul comunității și nu mă refer ajutorul din punct de vedere al ordonatorului de credite. Mă refer chiar la comunitate. Eu cred foarte mult în oameni, cred foarte mult în comunicare. Și cu ajutorul lor am reușit să ajungem cu Teatrul Băcăuan acolo unde am visat eu că poate ajunge Teatrul Băcăuan. Teatrul Băcăuan, nefiind un teatru care pe perioada lui Ceaușescu, deci dinainte de Revoluție sau chiar și după Revoluție, nefiind un teatru mediocru. Teatrul Bacovia era un teatru, eu fiind brăilean, ei tot timpul când plecau la mare treceau și jucau spectacole pe traseu și i-am văzut și erau trupa de actori a Teatrului Municipal Bacovia. Era o trupă foarte apreciată în Brăila, Brăila fiind un oraș foarte cultural și având șansa de a fi un oraș cosmopolit și îmbinarea acestor culturi a ridicat foarte mult teatru Băcăuan și având și foarte mulți manageri dedicați, de la care eu am furat foarte această meserie a managementului. Și întotdeauna am condus acest teatru ca pe propria mea familie, așa, și plus că l-am condus așa cum mi-aș fi dorit eu ca actor să am un director, un manager care să conducă teatru în așa fel încât să ne scoată pe noi la lumină, pe actori, să fim performanți, nu să iasă el ca manager la lumină și să... Dacă o să vă uitați pe afișele spre finalul carierei mele de manager, pentru că până mai vreo 2-3 ani de zile, cred, la început de management, păstrând obiceiul, ca să zic așa, o să vedeți, obiceiul este să se treacă managerul teatrului fix. Da. Eu am scos, scoțând cine e managerul teatrului, dacă pe cineva interesează cine e managerul teatrului, intră pe Facebook așa și pe Facebook, pe Google și vede cine e managerul teatrului. Nu e important managerul teatrului, importantă este trupa. Trupa, când spun trupa, mă refer și la administrativ, și la tehnic, și la actori, pentru că ei ies în față, nu managerul. Și atunci, din două considerente, am scos numele meu de pe afiș. Ăsta este unul, pentru că nu contează cine e managerul teatrului. Și plus că am mai mărit spațiu în așa fel încât numele actorilor și caseta tehnică așa, să primească mai mult spațiu și să fie literele mai mari, să fie mult mai vizibile pentru publicul iubitor de teatru. Care consideri că a fost apogeul în momentul în care ai fost manager al Teatrului Municipal Bacovia? Eu cred că... Cred că apogeul teatrului a fost cu spectacolul făcut de Alexander Hauswater, Requiem. Un spectacol care, mi-aduc aminte, a șocat un pic presa de specialitate de la acele vremuri, dar un spectacol care și cu care ne-am plimbat atât în țară cât și în străinătate. Dar să nu uităm, am mai fost Casa Bernard de Alba,
nu mai știu, îmi cer scuze, okay. au fost foarte multe, foarte multe spectacole. Chiar odată cineva după o premieră, o spectatoare, mi-a zis: domnul director, îmi cer scuze că vă interpelez, vreau să vă mulțumesc că m-ați oprit din traseismul cultural. Pentru că până acum mă duceam la Piatra Neamț, mă duceam la Iași, mă duceam la București ca să văd teatru. De când ați venit dumneavoastră, cred că aveam vreo 2 sau 3 ani de zile de când preluasem funcția de manager, în primul rând vin să văd spectacolele de aici, de la Bacău, uh-huh. Și pe urmă mă duc, dacă nu mi s-a satisfăcut dorința de teatru și asta, sufletul mai are nevoie de ceva, mă mai duc la Piatra Neamț sau Iași, dar mă mai duc la București. Întotdeauna am fost într-o luptă cu Bucureștiul, pentru că am intuit, poate, sau chiar am văzut spectacolele care veneau de la București, și exista o diferență foarte mare, foarte mare, între modul de interpretare de la București și modul lor de interpretare când veneau în deplasare, sau erau în turneu prin țară, când jucau în casele de cultură. Ceea ce, ca să facem legătura cu plecarea mea de la Bacău la București, ceea ce eu, ca manager al Teatrului Excelsior din București, le-am impus, pot să spun că le-am impus, ducându-mă cu ei și chiar mă trimițând pe cineva care să le-am impus ca același stil de interpretare pe care l-au în sala Teatrului Excelsior să l-aibă și în sala teatrului sau case de cultură de la Poplaca. Uh-huh. Adică se traduce nicio diferență între București și comuna, nu știu. Erau diferențe de calitate, spunem noi, oamenii din afara teatrului, doar spectatori. Da. Ok, în urmă cu aproape 10 ani a venit această nouă provocare, da, de a merge la București, la Excelsior. Cum au decurs lucrurile și din punct de vedere actoricesc și managerial? Aici la Bacău am încercat să îmbin aceste două iubiri, managementul cu actoria. Din păcate pentru sufletul meu, a trebuit să renunț la actorie, pentru că nu ai cum să alergi cu două ouă într-un coș. Este imposibil ca unul din ele să nu se spargă, dacă nu chiar amândouă. Și fiind foarte orgolios și ținând foarte mult la rigoare și ținând foarte mult la actul profesionist cultural pe care trebuie să-l oferim unei comunități care ne iubește și ne ține în brațe, da? În momentul ăla m-am dus doar pe linia de management. Și așa, de exemplu, a luat naștere, pentru că Gala Star, dacă vă mai aduceți aminte, da, de ea, care din păcate și nu am înțeles de ce a fost transformată în altceva și îmi pare foarte rău că nu mai are aceeași lumină pe care o avea atunci și că nu mai vin personalități marcante a lumii culturale internaționale. Dar na, fiecare manager cu strategia lui și atunci nu... Eu, chiar a fost o discuție atunci că aș fi înregistrat-o la OSIM, că nu știu ce, nu. Acel festival este al Bacăului și trebuie să rămână Bacăului. Toți ceilalți suntem slujitori care facem în așa fel încât un eveniment cultural să satisfacă în primul rând comunitatea și abia în secundar să se ducă pe internațional, național, internațional. Și de asta spun că a fost o provocare în momentul în care o prietenă de-a mea foarte bună mi-a zis: vezi că uite, s-a scos de la concurs postul de manager, din păcate Dumnezeu să-l odihnească, domnul Lucian decedase, și au scos postul la concurs. Am zis: băi, nu are rost să merg acolo, pentru că e București, știm foarte bine cum sunt concursurile în București și nu știu ce, haide mă, haide mă, haide mă, haide mă. A tras de mine și până la urmă am zis: ok, hai.
Și așa m-am prezentat la cea de-a treia încercare de concurs. Mai fuseseră două concursuri, dar nu trecuse nimeni de prima probă. Sunt două etape la concursuri, lucrarea scrisă și pe urmă interviu. Da. Nu trecuse nimeni de proba scrisă, proiectul, și am zis ok. Și m-am apucat, mi-am făcut proiectul și așa, fără să știe nimeni, fără să așa, și m-am înscris acolo și a fost singura lucrare care a trecut la interviu. M-am dus la interviu și de atunci a început, de la 1 august 2014, a început o altă provocare, un alt drum spre a duce acel teatru care era de fapt un teatru pentru copii și tineret. Am dus mai departe visul unui mare actor, visul de a excela teatrul Excelsior. Și acolo am ajuns până, hai să spunem, teatrul Excelsior a intrat în Cartea Recordurilor. Este singurul teatru din România care a intrat în Cartea Recordurilor cu o producție pe care am făcut-o la celebrarea centenarului Marii Unirii în 2018 în Piața Constituției, Vlaicu Vodă, unde am făcut decoruri în mărime naturală, case în mărime naturală și tot. Chiar am construit o pădure acolo pe 200 de metri pătrați și am făcut acest Vlaicu Vodă și am schimbat un pic stereotipia teatrală, aceea în care se schimbă decorurile pe scenă, publicul stă în sală. Am făcut o gradenă de 384 de locuri, o gradenă mobilă 360 de, care se rotea 360 de grade și publicul stătea pe gradenă, decorul era în semicerc și se mișca gradena în funcție de acțiune. Interesant. Și da, și am idei de astea, okay. Am. Și de asta spun că și acolo am excelat cu familia Adams. Așa, din păcate, nu știu dacă, dar nu cred că au ajuns aici la Bacău cu opera de trei parale, Our Ladies și foarte, foarte multe spectacole care am ridicat Teatrul Excelsior și l-am dus. Da. Anii au trecut. Cu toate astea, plecat fiind totuși din Bacău, asta nu înseamnă că nu ați rămas așa cumva cu ochi asupra a ceea ce a continuat în Teatrul Băcăuar. Cum s-a văzut din acest punct de vedere? Trebuie să vă spun că această... Până să vin eu director, în 2005, din 1995 până în 2005, s-au perindat, hai să spunem, eu am fost al șaptelea manager al Teatrului Bacovia. S-au perindat foarte mulți directori pe perioade de timp foarte scurte. Din păcate, această mutare a cadrelor, ca să vorbim în terminologia dinainte de Revoluție, nu este benefică niciunui teatru, pentru că nu ai cum să construiești ceva în 6 luni, în 7 luni, în 8 luni, într-un an. Nu ai cum. De-abia înveți într-un an de zile pe unde se intră în teatrul respectiv. Dar minte să mai și construiești ceva. Da. Cu toată experiența pe care ai avea-o în management. Nu ai cum. Nu ai. De-abia până nu se creează acea simbioză între tine și familia cu care lucrezi, echipa cu care lucrezi, nu poți să construiești absolut nimic. Absolut nimic. Nu a fost benefic pentru teatru. Mai ales că din acești 10 ani, gândiți-vă că 6 ani de zile a fost Dumnezeu să-l odihnească domnul Calistra Costin. Pe urmă a fost domnul Geo Popa, pe urmă a fost Viorel Sabin, a fost Dinis Chiotu, nu mai știu cine a mai fost. Okay. Dumitru Lazar Fulga. Deci n-ai cum. Nu ai cum. Nu ai cum să construiești. Chiar dacă eu nu contest valoarea managerială a acestor patru actori, regizori, dramaturgi. Eu nu contest valoarea lor. Dar n-aveau cum să construiesc. Ok. Și dincolo de asta, după plecare? După plecare... Din păcate, după plecare se perpetuează aceeași chestie. A fost interimar, a rămas domnul director adjunct Tiberiu Șerban. Pe urmă a venit doamna Sigartău,
care a încercat să facă un eveniment care ar fi putut relansa nu numai teatru, chiar comunitatea municipiului Bacău și comunitatea județului Bacău. Acela, Bacăul și uitați-vă de exemplu la Cluj. Haideți să ne raportăm la Cluj. Au Antoldu. A început încet, încet, așa și în viață. Orice. Încep de-a bușile, te ridici și începi să crești. E evoluția unei instituții, că e teatru, că e primărie, că e Consiliul Județean, că e Agricola, că e nu știu ce, Dedeman. Da? Haideți să ne aducem aminte de unde a plecat Dedeman. Da. De la o gheretă undeva pe acolo, în prelungirea Ghencea. Ghencea, doamne, prelungirea Pradului. Da. Înțelegeți? De acolo au plecat. Și uitați ce este Dedeman în ziua de astăzi. Da. Înțelegeți? Se construiește. Corect. Deci, trebuie să construiești. Acel eveniment era un eveniment foarte, 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 foarte important. Că n-a satisfăcut, am fost foarte atent la tot ce s-a scris și tot ce s-a derulat și asta. Nu contest că au fost și alte, cum să-i spun, alte probleme. Nu contest chestia asta. Dar cred că a fost o lipsă de comunicare între doamna Anca Sigartău și Consiliul Local sau oameni din Consiliul Local. A fost această lipsă de comunicare. Și acum pot să vă spun din punctul de vedere al omului care cunoaște foarte bine și provincia, că m-am și născut în provincie și care cunoaște foarte bine acum și Bucureștiul. Când la București e o altă deschidere, e o altă lume, altfel se cheltuie banul, altfel se dă banul, altfel, deci e altceva. Când vii de la București în provincie, ești bulversat total. Nu înțelegi de ce nu se dau bani, nu înțelegi de ce lumea e împotrivă, nu înțelegi de ce. Când pleci de la, cum am plecat eu din provincie în București, ai senzația că deschide tot. Deci eu vreau să vă spun că eu am rămas stupefiat când am văzut câți bani am în buget, când am văzut ce onorarii se plătesc, de la dramaturg până la regizor, când am văzut cât costă decorurile, când eu făceam un decor cu din recuperări, din asta și făceam decoruri care stăteau foarte bine în picioare și păreau noi nouțe, așa? Și acolo se cheltuia așa și pac, 1000 de euro că a bătut două cui. Zic, mă leagă ăștia la București. Înțelegeți? E o diferență de mentalitate. Da. Doamna Anca Sigartău cu siguranță nu a știut să comunice. Și să-i facă pe oamenii din decizionari, da? Să-i facă să înțeleagă importanța acelui festival. Și cred în continuare că ordonatorul de credite ar trebui să pună, să reia sau să construiască un festival și să aibă încredere în oamenii ăia. Să-i gestioneze, da? Să-i gestioneze și să creeze un eveniment. Vă spun clar că pe zona de Moldova nu există absolut nimic. Pe zona de Moldova, pe mandatul meu, nu exista absolut nimic. De aceea Gala Star aduna pe parcursul desfășurării ei de o săptămână, de 10 zile la început, aduna public și de la Piatra, și de la Bârlad, și de la Iași, și de la Suceava. Da. Nu uitați că aici în Bacău, de exemplu, și s-a stins foarte repede și știu și de ce, dar nu are rost să vorbim acum la trecerea dintre ani despre frustrările unora sau altora. Dar nu uitați că singurul municipiu din România unde Angela Gheorghiu a cântat a fost Bacău. Și s-a stins imediat, în loc să profităm și să ridicăm, mi s-a dat în cap. Mi s-a dat urât de tot în cap la momentul acela. Nu știți, dar nici nu mai contează. Ai pomenit la un moment dat că ai urmărit toate aceste lucruri în presa locală. De altfel și noi suntem în anul în care am împlinit 34 de ani de curând. Mulți înainte. Mulțumim mult. Cum ți s-a reflectat activitatea în presa băcăoană, în Deșteptarea, în mod special, când erai aici la noi? Oh, Doamne! Am fost tocat
cred că mai mărunt decât orice legumă pe care o pui într-o ciorbă. Așa. Am fost făcut sfertodoct. Am fost făcut în toate felurile. S-au luat și de familie, s-au luat și de tot. De toată existența mea s-au luat. Și mi-am jurat atunci în barbă ca să că îi voi face pe toți să regrete ceea ce au spus la început de mandat. Că noi avem, ca și popor, avem această calitate, dacă vreți cu ghilimelele de rigoare, de a denigra, de a distruge, fără să știm ce poate omul, ce vrea să facă omul. Hai mă, lasă-mă, nu mă interesează. Stăm cu vorba lui Albulescu, nu sta cu cotul. Lasă-l să vorbească și vezi pe urmă dacă ridici cotul și pui o distanță între tine și interlocutor. Încetul cu încetul și cea mai mare bucurie pe care am avut-o și chiar și aseară când ne-am văzut a fost o persoană care mi este foarte dragă, Laura Huivan, care mă toca și mă toca cu punct și virgulă, adică nu mă așa. Și mă toca și mă toca și mă toca cu festivalul, câți bani s-au cheltuit, cât, nu știu ce, în fin. Și la un moment dat am avut o discuție cu dânsa și am rugat-o să se ducă la festivaluri în țară. Și a fost la un festival, fără ca eu să știu, s-a dus la un festival de la Arad și când a venit de acolo a venit cu caietul program și mi-a zis, domn Găzaru, am văzut ăsta, merită adus la noi la Gala Star, ăsta, nu știu ce, știi? Mă uitam la ea, zâmbeam, zice, dar ce zâmbiți? Zic, Laura, de-abia din clipa asta putem să discutăm împreună despre teatru. Dovadă că a și fost, am și angajat-o, am tras un pic și am spus, hai, vin în echipa teatrului, pentru că de acum, intrând microbul în tine, deja vei lupta ca o leoaică, cum ai luptat ca jurnalist, împotriva mea, acum vei lupta tu împotriva colegilor tăi jurnaliști și vei fi purtătorul de cuvânt al teatrului. Și a venit și a plăcut și acum am înțeles că nu, din păcate nu mai este. Plus că a venit în echipă, când a venit alături de Doru Mareș, un critic recunoscut la nivel național, un critic foarte bun și un critic foarte pertinent, așa, pe care am reușit să-l aduc în echipa teatrului Bacovia și împreună au făcut o echipă foarte, foarte bună. Revenind la, sau continuând întrebarea dumneavoastră, mi-aduc aminte ce a scris presa în 2005. Și mi-aduc aminte un titlu, ce se va întâmpla cu teatrul Bacovia după plecarea la Excelsior a lui Adrian Găzdar. Teatrul nu va muri niciodată. Teatrul va exista pentru că există în sufletul oamenilor. Oamenii au nevoie de teatru. Important este să fie acolo un pion care este managerul și care să cunoască dorința comunității și să-i dea ceea ce are nevoie. Este ca atunci când organismul îți cere poftele, da? Mi-e poftă de. Pofta este o carență. Deci organismul spune am carență de zahăr și am poftă de zahăr și mănânc zahăr, o linguriță de zahăr. Da? Exact așa e și teatru. Teatru este microbul care a intrat și microbul cu care poate nu te naști, dar din clipa în care începi să, sau părinții din familie sau din învățământul preșcolar, de la grădiniță, da? Începi să te duci la teatru organizat și așa, microbul intră în tine. Și atunci, la un moment dat, simți nevoia de, am poftă de ce, de teatru. Și te duci la teatru, că n-ai mai fost în ultimii 20 de ani, dar vine pofta. Și, cum se spune în popor, pofta vine și mâncând. Corect.
venind odată, venind de două ori, venind de trei ori, deja teatrul este precum cancerul. Adică odată ce te-ai virusat, nu mai scapi. Noi ne apropiem încet și sigur spre finalul întâlnirii noastre de astăzi. Aș vrea să lăsăm puțin deoparte teatrul, da? Scenă, ce înseamnă din punct de vedere managerial, și acum am să vă întreb așa, ca simplu cetățean, ați venit după mult timp în oraș, cred. Cum îl regăsiți astăzi comparativ cu ce ați lăsat în urmă cu ani? Mă doare sufletul să spun că, din păcate, din cât am putut să văd câteva ore de când sunt în Bacău, mi se pare că a stagnat. Adică a intrat într-un fel de conservare, și așa cum spuneam vis-a-vis de ce înseamnă managementul unei instituții culturale, dar da, managementul la modul general, cred că este nevoie de o implicare mai mare a celor care diriguiesc destinele acestui municipiu, acestui județ, acestei țări, dacă vreți, de a empatiza cu oamenii, de a înțelege, de a face pentru comunitate ceva. Pentru că, vă spun, în 10 ani de zile nu am văzut nicio evoluție, nu am văzut, dar de asta vă spun, sunt de câteva ore în Bacău și nu, poate greșesc, dar nu am văzut, nu știu, ceva care să, o fabrică, o ceva care, nu care să atragă atenția, care să dezvolte locuri de muncă, ceva care să, aici să fie o chestie, gândiți-vă că este totuși decembrie. E trecerea dintre ani. Ar trebui să fie ceva în toate părculețele. Un act cultural, un joc de lumini, înțelegeți? Adică trebuie să ai obligația, ai datoria ca manager al unei comunități, al unei instituții, să-i scoți pe oamenii aia, mai ales că e magia sărbătorilor de iarnă, să-i scoți din această stereotipie A vieții de un an de zile, să simtă că cineva se gândește la ei, să simtă că cineva iubește. Omul vrea să fie iubit. Că sunt caractere și caractere. Sunt oameni care zic mi se cuvine. Nu se cuvine absolut nimic. Ni se cuvine. Nu, ni se cuvine. Schimbă m-ul cu n-ul. Înțelegeți? Și atunci trebuie să-i faci pe oameni să îi implici în construcția, reconstrucția comunității. Adică toți trebuie să participăm. Vă dau un exemplu, poate aberant, poate. Sărbătorile de iarnă, Crăciun, dacă a fost Crăciun. Câte firme s-au dus la casele de bătrâni, la casele de copii și pe unde s-au mai dus, da? Și au cărat portocali, banani, mandarine, haine, pijamale și toate chestiile astea. Băi, oameni buni, oamenii aia nu mănâncă doar de Crăciun și de Paște. Oamenii aia mănâncă tot anul. Au nevoile astea tot anul. Și atunci, eu de exemplu, eu aș face o firmuliță, o ceva care a primăriei, a județului, care să gestioneze pe parcursul întregului an. Pe parcursul întregului an trebuie să fie Crăciun, Paște, Crăciun, Paște, Crăciun, Paște. Nu vă duce să-i îmbuivați, pentru că dați bani ca firme, dați bani pe niște produse perisabile, cât mănâncă mă un bătrân? Păi dacă am mâncat un kilogram de portocale, moare. Dacă am mâncat un kilogram de banane, s-a dus. Hai pe tot anul să-i ajutăm. Hai pe tot anul să le cumpărăm hăinuțe la copii, să le cumpărăm pijamale la bătrâni. Haideți să avem grijă de comunitatea noastră. Pentru că, ca și în familie, ai un copil sănătos, ai un copil cu probleme. Ce faci?
îl dai deoparte pe ăla sănătos și ai grijă numai de ăsta cu probleme, sau îl dai la o parte pe ăsta cu probleme și ai grijă de la sănătos. Nu. Suntem familie, așa a vrut Dumnezeu, trebuie să am grijă și de ăla și de ăla. Trebuie să-l învăț pe ăsta sănătos să aibă în continuare, când eu nu voi mai fi, pentru că vedeți că azi ești, mâine nu mai știi dacă mai ești așa, să aibă grijă de ăla altul. Am înțeles. Și amândoi, iertați-mă, și amândoi să facă un nucleu care să fie un nucleu care să lucreze pentru viitoarea comunitate. Asta e părerea mea. Și am o ultimă întrebare. Da. Bacăul a însemnat o perioadă importantă din viața ta. Foarte importantă și poate cea mai importantă. Ți-a rămas convins la suflet. Da. De ce ți-a fost cel mai tare dor din Bacău, dacă ți-a fost dor de ceva? De dragostea oamenilor. Și dacă mi-e frică de ceva în viață, mi-e frică să nu fiu uitat. Mi-e frică că perioada în care am fost, da, de 20 de ani cât am stat în Bacău aici, să nu fi greșit față de cineva. Și dacă am greșit față de cineva, acum la trecerea dintre ani, vreau să-mi cer iertare și să le spun acelor care să spun, hai, s-au îndepărtat de mine pentru că am greșit, a greșit eu omenește, vreau să le cer iertare și să le spun că îi iubesc. Ai fost și ești un actor cu actoria în sânge. Nu știu dacă s-ar potrivi acum, exact pe final de an. Poate să recităm 2-3 versuri? Cer prea mult? Nu cer prea mult, numai că pe mine mă marchează foarte mult și m-a marcat foarte mult și cred că o să mă mai marcheze iar foarte mult, mulți ani de acum încolo. Scrisoarea a doua a lui Eminescu, care, din păcate, și după atâția ani de zile, zeci de ani, chiar 100 de ani aproape, sau 100 și de ani, da, reflectă foarte bine comunitatea națională. Și el spune la un moment dat, de ce pana mea rămâne în cerneală, mă întreb. De ce ritmul nu mă bate cu ispitai de la trebi? De ce dorm îngrămădite între galbenele file, iambisuitori, trohei, săltărețele dactile? Dacă tu știai problema asta, e vis cu care lupta, ai vedea că am cuvinte pana chiar să o fi rupt. Căci întreb, la ce am începe a turna în formă nouă limba veche și înțeleaptă? Acea tainică simțire care doarme în ata harpă, în cuplete de teatru să o desfaci ca pe o marfă? Când cu sete cauți forma ce să poată să te încapă? Să le scrii cum cere lumea vreo istorie pe apă? Însă tu îmi vei răspunde că e bine ca în lume, prin frumoasa mi stihuire, să pătrunză al meu nume, să atrag luarea minte a bărbaților din țară, să dedic a mele versuri la cucoane bunăoară și dezgustul meu din suflet să-l împac prin a mea minte. Dragul meu, cărarea asta s-a bătut de mai înainte. Noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de barzi care încearcă prin poeme să devie cumularzi, închinând ale lor versuri la puternici, la cucoane, sunt cântați în cafenele și fac zgomot în saloane. Iar cărările vieții, fiind grele și înguste, ei încearcă să le treacă prin protecție de fuste, dedicând broșuri la dame a căror bărbații speră că ajungând cândva miniștri, le-a deschide carieră. De ce nu voi pentru nume, pentru glorie să scriu? Oare glorie să fie a cânta într-un pustiu? Azi, când patimilor toate muritorii sunt toți robi, gloria închipuirea ce o mie de neghiobi idolului lor închină, făcând mare pe un pitic ciobășcăie de spumă într-un secol de nimic. Iar în lumea cea comună, a visa e un pericol, căci de-aia cumva iluzii, ești pierdut și ești ridicul. Bine, mai continuăm, mai sărit, am mai... Da, mulțumim foarte mult, a fost fascinant de-a dreptul. La mulți ani, Băcăuani! Mulțumim! Și nu uitați că vă iubesc! Găzdaru. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, ce să vă mai zicem? Suntem în momentul în care vă spunem doar la mulți ani, lăsăm în urmă, nu știu, un an cu ce a fost bun și ce a fost rău, pentru că nu se poate altfel, trebuie să fie împreună. Doar bine nu există, nici nu ne-am mai bucura, că ar fi doar bine că nu l-am mai realizat. Să fie un 2024 plin de ceea ce vă doriți, plin de sănătate și bucurii în primul rând. Și nu uitați, fiți deștepți!